Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și revenind la farmacia din grădină, vă prezint azi limba mielului, planta tămăduitoare care aduce bărbații la altar. Limba mielului, Borago officinalis sau Echium amoenum, este o plantă erbacee anuală originară din Siria, naturalizată în regiunile mediteraneene, în aproape toată Europa, nordul Africii și Iran. Numele plantei în multe limbi europene poate fi urmărit începând cu latina evului mediu, de la termenul Borago. Se crede că acesta din urmă provine din limba arabă, probabil din Abu Burak, care se traduce prin tatăl asprimii. Tulpinile ating înălțimea de 60-100 de centimetri și ea este acoperită cu perișoare albi, tari, sunt rămuroase, scobite în interior și suculente. Frunzele sunt mari, ridate, de culoare verde închis, ovale și ascuțite la vârf, de circa 5-15 cm lungime și 5 cm lățime. Florile sunt mici, au culoare albastru strălucitor sau roșu și formă de stea, cu 5 petale triunghiulare, distingându-se de orice plantă din aceeași familie prin staminele negre proeminente care sunt îngrămădite în centrul florii. Produce o mulțime de semințe și astfel continuă să crească și să se răspândească prolific din locul în care a fost semănată sau plantată. În locuri cu climate blânde, limba mielului înflorește pe tot parcursul anului. Fructul constă în 4 nucșoare mici de culoare brun foarte închis. Limba mielului conține alcaloizi spirolizidinici, o parte din ei fiind hepatotoxici, tumorigenici și cancerigeni. Limba mielului este cultivată în scop comercial pentru uleiul de borago sau uleiul de limba mielului, care este extras din semințe. Frunzele de limba mielului sunt ușor îngroșate și au un gust bun între măcriș și ștevie, iar medicii fitoterapeuți spun că frunzele plantei pot fi folosite la prepararea salatei. În scop medicinal de la limba mielului se recoltează frunzele și ramurile tinere cu flori. Remediile care se pot prepara din limba mielului sunt diverse. Din flori se face o infuzie, iar din frunze se prepară un decoct, care poate fi făcut și din extractele apoase ale plantei. Limba mielului conține substanțe vâscoase, taninuri, saponine, rășin, ulei esențial, potasiu, calciu, vitamina C și alte substanțe. Frunzele sale conțin mici cantități de alcaloizi pirolizidinici, care sunt toxici pentru ficat. Cu toate acestea, nivelurile acestor alcaloizi sunt extrem de scăzute. Uleiul extras din semințele de limba mielului este bogat în acid gamma-linoleic, un acid gras omega-6, iar cantitatea de acid gamma-linoleic reprezintă 20-27% din uleiul de limba mielului. Uleiul conține de asemenea și 10% de acid alfa-linoleic, un acid gras omega-3. Specialiștii spun că uleiul de limba mielului poate regla sistemul hormonal, scade tensiunea arterială și reduce nivelul colesterolului, poate să întărească sistemul imunitar, previne alergiile, problemele premenstruale și afecțiunile prostatei. Este un extract foarte util pentru sănătatea femeilor și mulți specialiști recomandă ca uleiul extras din semințele de limba mielului să fie inclus în alimentație ca sursa acidului gamma-linoleic omega-6. O modalitate la îndemână prin care puteți adăuga acest nutrient în alimentație o reprezintă capsulele. Suplimentele alimentare au rolul de a furniza organismului grăsimi sănătoase, esențiale în multe dintre funcțiile sale. Planta a fost folosită ca remediu naturist pentru a trata infecțiile tractului urinar, cistita, inflamația renală cronică, guturaiul, pneumonia, tuberculoza, gastrita, sindromul de colon iritabil și depresie. Limba mielului este folosită în medicina tradițională și în scop extern. Planta a fost folosită mai ales pentru că poate fi de ajutor în tratamentul pentru mâncărimile și inflamațiile pielii, rănilor, eczemei, erupțiilor cutanate, artritei și gutei. Planta e folosită ca un fel de apă de gură pentru a trata infecțiile de la nivelul gurii și gâtului, se face gargară, ulcerațiile de la nivelul gurii și gingiile care sângerează. Uleiul din semințe de limba mielului este un remediu pentru ateroscleroză, durerile reumatice, sindromul premenstrual, afecțiunile prostatei, alergii, artrită, eczeme și alte boli de piele. Ceaiul făcut din limba mielului poate fi util în tratarea acnei și poate reduce febra.
El acționează ca un bun expectorant și ajută la eliberarea căilor respiratorii, așa că este considerat un remediu util în caz de răceală, tuse, gripă, durere în gât, bronșită și infecții ale tractului respirator. Planta îmbunătățește funcția plămânilor în cadrul pacienților bolnavi în stare critică. Există anumite dovezi care sugerează că uleiul de limba mielului, atunci când este administrat oral, în combinație cu acidul eicosapentaenoic, EPA, ar putea reduce numărul de zile petrecute la terapie intensivă și ajută pacienții cu sindromul de stres respiratoriu acut. Există unele dovezi care arată că administrarea de ulei de limba mielului în combinație cu analgezicele convenționale sau cu medicamentele antiinflamatoare ar putea ajuta la reducerea simptomelor artritei reumatoide după 6 săptămâni de tratament. Îmbunătățirea se pare că durează până la 24 de săptămâni. Nu este recomandat ca remediile din limba mielului să fie administrate intern pe termen lung, deoarece concentrația mare de alcaloizi, molecule care se găsesc în compoziția unor substanțe toxice, pirolizidinici, din plantă poate să provoace leziuni la nivelul ficatului. O parte din acești alcaloizi sunt toxici pentru ficat și cancerigeni. Nu luați limba mielului fără să discutați mai întâi cu medicul curant, mai ales dacă urmați un tratament cu medicamente anticoagulante. Greasa, crampele, balonarea și durerea de cap sunt câteva din efectele secundare pe care limba mielului le poate cauza, deși sunt relativ moderate. Limba mielului trebuie folosită cu precauție atât ca ingredient în salate, cât și ca tratament naturist, iar remediile din plante nu trebuie administrate pe o perioadă lungă de timp. Femeile însărcinate și cele care alăptează nu trebuie să folosească planta. Persoanele care suferă de epilepsie, schizofrenie sau iau anumite medicamente nu trebuie să folosească remediile din limba mielului. Anumite plante din familia Boraginaceae, cum este și cazul limbii mielului, pot provoca dermatite și inflamații la nivelul pielii, așa că se recomandă o atenție sporită în timpul recoltării și uscării plantei. Planta crește în locuri însorite, pe marginea drumurilor, pe terenuri virane și chiar și prin grădini. Nu este o plantă pretențioasă. Puțin însă îi cunosc virtuțile terapeutice. La noi, limba mielului mai este cunoscută și cu numele de alior. Limba mielului este nu numai un bun condiment, având un gust asemănător castravetelui, dar este și o plantă medicinală eficientă. La noi, țară, limba mielului crește în flora spontană, pe terenuri mai umede până la altitudinea de 1800 de metri, pe marginea drumurilor și căilor ferate. Ca plantă ornamentală, condimentară și medicinală, este cultivată în grădini din Transilvania, Bihor, Arad, Turda, Sibiu, Brașov, și în Moldova, Neamț, Suceava și în Oltenia, Vâlcea. În scop terapeutic, de la limba mielului se recoltează floarea, frunzele și rădăcinile. Conține potasiu și calciu și poate fi utilizată ca tonic pentru glandele suprarenale. Este un bun antiinflamator, iar frunzele și semințele pot fi folosite de tinerele mămici care alăptează. Infuzia se face turnând 200 de ml de apă fierbinte peste două lingurițe de floare de limba mielului. Se acoperă vasul și se lasă la infuzat 10 minute. Se bea cald, 2-3 când pe zi, în răcel, răgușeală, contra retenției urinare. Bunicii mai recomandă ceaiul și în caz de boli de stomac și boli hepatice, insuficiență renală și insomnie. Maceratul din limba mielului se prepară punând o jumătate de litru de vin peste 20 de grame de plantă mărunțită. Se acoperă vasul, se lasă la macerat 7-8 zile, după care se strecoară. Se bea zilnic câte un păhărel ca tonic general, depurativ, diuretic, în caz de bronșită și tuse. Pulberea din limba mielului se obține dând planta uscată și mărunțită prin râșnița de cafea. Dimineața se ia o linguriță de pulbere, se ține în gură 10 minute, după care se înghite cu puțină apă. Tratamentul cu pulbere ajută persoanele care transpiră abundent. Tot bătrânii mai spun că limba mielului întărește memoria, detoxifică organismul și este ușor euforizant. Decoctul din limba mielului se obține din 2-3 linguri de plantă care se fierb timp de 10 minute într-o jumătate de litru de apă. Decoctul se bea pentru ameliorarea stării de sănătate după o boală lungă și grea, dar și în caz de infecție urinară sau dureri de oase. Cu ceai de limba mielului, la țară, femeile spălau eczemele. Frunzele proaspete de limba mielului, care au gust de spanac și miros de castravete, se pot folosi în salată de crudități sau tăiate fâșii, se pot pune în orice mâncare, precum ștevia.
Din florile de limba mielului se obține un ulei cu efect antirid. Folosit în masaj, uleiul are proprietatea de a crește elasticitatea pielii și de a reface țesutul acolo unde a fost distrus, din diferite motive. Se spune că bărbatului care bea vin, în care au fost recurate câteva flori de limba mielului, se face poftă de însurătoare. Florile de limba mielului strecurate în vin au calitatea de a-i trimite în fața altarului pe bărbații care întârzie să se însoare. Se pare că există un sâmbure de adevăr, deoarece știința modernă a demonstrat că planta, fiind diuretică, stimulează glandele suprarenale și producerea de adrenalină. Cunoscută și de romani și de medicii greci care o întrebuințau la tratarea rănilor. Grecii o numeau eufrosinon, pentru că adăugată într-o cană cu vin, îi făcea pe cei care o beau veseli. Limba mielului, Borago officinalis, este o iarbă aromatică foarte îndrăgită de români. Florile de nou albastru strălucitor fac din aceasta una dintre cele mai atractive plante aromatice care pot fi găsite în straturile de flori din grădină. Planta este cunoscută încă de pe vremea romanilor. De altfel, soldații obișnuiau să o poarte în ploscă, considerând că le oferă curaj. Dacă te-ai hotărât să o cultivi, află că limba mielului este o plantă anuală, deloc o plantă pretențioasă. Crește în mănunchiuri de până la 60 de centimetri înălțime și înflorește din iulie până în septembrie. Are nevoie doar de un loc însorit sau la umbră ușoară, de un sol bine drenat și de protecție împotriva vântului, pentru că florile sunt fragile. Suportă bine perioadele scurte de secetă și crește abundent și în soluri sărace în substanțe nutritive. Dacă stai la apartament, o poți planta și într-un ghiveci pe pervaz sau în interior pentru a avea pe timpul iernii frunze proaspete la îndemână, dar trebuie să o pui într-un loc însorit. Așa cum spuneam, originară din Siria, planta este folosită în toate bucătăriile din lume pentru aroma ușoară de castravete a frunzelor și pentru florile sale decorative. Limba mielului poate fi un companion excelent pentru căpșuni, dovlecei și roșii, îmbunătățindu-le acestora din urmă aroma. Și acum, prieteni, vă voi prezenta o super rețetă. Gogoși cu limba mielului. Ingrediente. 250 de grame de făină, un pliculeț de praf de copt, sare, 125 de ml de lapte, un ou bătut, 125-250 de grame de frunze de limba mielului călite, puțină ceapă tocată, ulei sau unt pentru prăjit. Amestecă făina, praful de copt și sarea într-un vas. Adaugă laptele și oul bătut și amestecă până când aluatul devine consistent. Apoi adaugă ceapa și frunzele de limba mielului tocate și călite. Încinge untul sau uleiul și apoi prăjește gogoșile, punând aluatul cu o lingură în tigaie. Lasă-le să se scurgă și apoi consumă-le calde cu piure de cartofi și roșii la grătar. Dacă plantezi limba mielului printre straturile de legume, această plantă cu flori stelate minunate de culoare albastru strălucitor, nuanță ce amintește de albastru de voroneț, va înflori toată vara până toamna târziu. Va fi un punct de atracție irezistibil pentru albine, fluturi și alte insecte benefice în grădina ecologică. Pe lângă rolul decorativ din grădină, limba mielului, Borago officinalis, este și comestibilă. În special florile acestea care se folosesc pentru ornarea salatelor, deserturilor și a băuturilor. Frunzele cu gust de castravete conțin vitamina C și sunt bogate în săruri de calciu, potasiu și minerale, fiind recomandate în diferite preparate culinare. Se cultivă și ca plantă meliferă. Florile de limba mielului sunt cercetate intens de către albine. Uneori pe aceeași floare se pot găsi 2-3 albine, chiar și în timpul înfloririi teiului. Din florile de limba mielului, albinele adună polen și nectar. Acesta este cules de albine chiar și în zilele mai reci, când temperatura aerului este de 10-12 grade Celsius. Limba mielului este un bun companion în grădina ecologică, cu efecte benefice asupra majorității plantelor din grădină, ajutând în special roșiile. Vor avea un gust mai bun. Ardeiul, spanacul, vărzoasele, dovlecii, dovlecei și căpșunii, cărora le crește rezistența la boli și dăunători. Anul trecut am plantat limba mielului alături de roșii și ardei, iar anul acesta va fi companionul preferat pentru legumele din grădină. Sistemul radicular, bine dezvoltat, extrage multe minerale din adâncime, îmbogățind astfel solul la suprafață. Datorită conținutului bogat de minerale al acestei plante,
poate fi utilizată în strat și ca adaos la grămada de compost. Vă mai pot spune că limba mielului este o plantă ornamentală, meliferă, cu mare valoare nectaropoliniferă și tinctorială, florile fiind folosite la vopsirea țesutului. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Vă doresc multă sănătate și vă spun la bună vedere și pe curând!